Sunt mici, fetele visează să fie prințese. În adolescență vor să fie mirese. Apoi își revin și se preocupă de carieră. Una care să le aducă bani sau celebritate. Sau cel mai bine pe amândouă, dacă se poate. Deja căsătoria pică în planul al 10-lea. Asta dacă are noroc. Apoi urmează momentul acela de panică în care realizează că au o carieră, dar numai atât. Nu au familie, nu au copii, poate nu au nici măcar un animal de companie. Dar e posibil să le avem pe amândouă? Și o carieră de succes, dar și o familie? Și dacă da, care ar fi vârsta la care să începem să ne facem probleme? Of, ia să vedem. Chiar dacă nu există o vârstă stabilită la care ar trebui să devenim părinți, specialiștii recomandă ca realizarea profesională să fie prioritară în tinerețe, tocmai pentru a ne ușura posibilitatea de a ne întemeia o familie mai târziu. Nu există o vârstă potrivită. Există o vârstă legată de evoluția fiecărei persoane și anume de ceea ce am putea numi maturizarea socială. Te aranjezi din punct de vedere profesional și atunci asigur că poți să aloci mai mult timp vieții personale. Mirela Vescan este una dintre vedetele care se poate mândri cu o carieră de succes ca make-up artist, trainer la Intact Media Academy, dar și cu o familie fericită. Am fost curioși să aflăm cum a reușit să realizeze toate acestea, așa că am convins-o să ne spună secretul ei. E o vorbă toate la timpul lor. Și eu și Rolf lucrăm în niște medii destul de neconvenționale din punct de vedere al ceasului și al orelor fixe. Nu prea există cale de mijloc. Este nevoie de sacrificii și de înțelegere. Mirela spune că vârsta cea mai potrivită pentru a avea un copil este aceea în care te simți pregătită, însă lucrurile nu trebuie lăsate să aștepte prea mult. Ce ne facem în situația în care maturitatea artistică în carieră, da, se atinge cam în 20 de ani? Te trezești după 40 că vrei copil, dar nu mai poți. Trebuie să terminate studiile și dacă se dorește cu adevărat un copil, eu cred că aceasta este perioada. Pentru că momentul în care începi să lucrezi și vrei să evoluezi în carieră, pe măsură ce trece timpul, practic, nu mai ai timp fizic pentru un copil. Chiar dacă pentru multe dintre tinere locul de muncă este pe primul loc, amânarea nașterii nu garantează și succesul în carieră. Așadar, cel mai bine ar fi să găsim momentul potrivit pentru a realiza tot ce ne propunem. Sunt chestiuni care sunt legate de modul în care tu îți definești propriile valori și modelul în viață. E mai dificil după o anumită vârstă. Sigur, cu creșterea în vârstă apar, să zicem, probleme. Fie că ne aflăm în tabăra celor care consideră cariera ca fiind cea mai importantă, fie că suntem de părere că maternitatea trebuie să primeze, este mai bine să aflăm și ce spun cei care știu ce înseamnă viața de părinte. Cred că cel mai potrivit este undeva până în 30 de ani, pentru că după 30 de ani apar problemele. A trebuit totuși după ce ești așa mai mulțumită de realizările tale în viață. Cred că între 25 și 30 de ani. Poate și să te mai liniștești de distracții și de alte chestii.